Intrare furtunoasă a antrenorului Viorel Ion la conferința de presă ce a urmat partidei Gloria Buzău Unirea Slobozia încheiată 2-2. Tehnicianul buzoian a acuzat o viciere de rezultat din partea arbitrilor. O repriză slabă, o repriză a doua extraordinară, cred că e cea mai bună de când am venit la Gloria Buzău, viciere de rezultat. Vă mulțumesc frumos. De arbitraj. Nu se mai poate așa ceva. E al șaselea meci. Nu se poate așa ceva. Una e să elimin portarul la doi în jos și schimbare de portar și una se fac el. Deci viciere de rezultat. Nu, eu așa ceva nu mai. Nu, ce supărat? Nu. Știu că e supărat, dar mai stă cu ce să ce? Hai. Vreți să faceți un memoriu? Eu oricum fac, dar nu mai merg. Nu memoriu, fac zi. Deci cu caseta. E viciere de rezultat. Viorel Ion consideră că echipa sa este furată intenționat și bănuiește un complot instrumentat de persoane importante din federație după ce Gloria a promovat la masa verde în Liga a doua în detrimentul viitorului Axintele. Credeți că se coalizează ceva? E clar! Ce? Acum voi sunteți și voi din mai oameni, ești foarte bine. Nu e așa ușor să pierzi după urma lui Axintele ce au pierdut azi. Sunteți martori la toate meciurile. Ai că am zis unul întâmplare, ai că al doilea, ai că al treilea, ai că al patrulea. Și așa în haos. De partea cealaltă, președintele Gloriei, Dan Tulpan, nu crede într-un complot împotriva echipei sale. Cine ar avea un interes în spatele unei astfel? Nu, eu nu cred că e un interes și cred că ar trebui să scăpăm de obsesia asta cu un interes împotriva noastră. Că vezi, Doamne, noi am promovat cum am promovat la masa verde, cum spun unii, am promovat corect, pe regulament, toată lumea, și ei trebuie să respecte același regulament. Totuși, Tulpan crede că arbitrii din ultimele două meciuri, cel puțin, ar trebui să se lase de meserie pentru că n-au nicio treabă cu fotbalul. Am văzut niște tineri arbitri care n-au ce să caute pe terenul de fotbal. Din moment ce regulamentul este foarte clar pentru toată lumea și vede și un copil la inițiere în fotbal, că în situație de 1 contra 1, scăpa singur, a driblat portarul, și îți dă galben, atunci ce să mai comentezi? La ce te aștept la băieții ăștia? S-a apucat de altă meserie. Din cauza arbitrilor, dar și a prestației modeste a unora dintre jucători, Gloria n-a obținut decât 2 puncte în 2 meciuri consecutive pe teren propriu, 0-0 cu Berceni și 2-2 cu Slobozia. Gloria ocupă locul 7 în serie cu 9 puncte în 6 meciuri jucate.